crem și pun în pereți. Dar nu fugiți, doamnă, așa, de ce ați fugit așa? Luați un loc, luați un loc. De ce ați fugit, doamnă, așa? Lăsăm și că asta e așa, e așa, impresii, mă scuzați, dar lei, așa e ea făcută. Asta ce face, numai scenă de teatru face. Eu chiar rog acum în emisiune să ne facă detectorul de minciuni, să vedem care mințim ce din noi amândoi. Putem să facem acum detectorul, dar îl putem face când pe viitor. Când doriți, da, da, da. Domnul Căldărar. Să facă detectorul de minciuni. Haideți, dacă tot ați venit aici la noi la emisiune, hai să aflăm cu de la început și până în momentul de față. Ați bătut-o pe doamnă? Da. Oh, ce sincer sunteți, da, și direct. De ce să mint? De ce să mint? Dar de ce? Ce v-a făcut așa de... Ia să vede cum este, dar nu-i fac eu caracterizare. Deci în 14 ani, scurt și la subiect, aici n-am venit să vă țupă noastră de vorbă. Am trăit-o după mine... Cum trăiește un câine o mortăciune după aceea? Da, nu, 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 nu-mi place comparația și n-aș vrea să mergem pe zona aia. Și aș vrea să vă întreb, domnul, stai, dă-mi mai puțin sub net. Copilul, al cui este, domne? Copilul l-am înfiat de acord amândoi. Mama copilului, părinții copilului, a vrut să-l lase în spital. Din motive că nu are de întreținut. Dumneavoastră v-a fost milă și l-ați luat. Da, eu m-am simțit capabil și l-am luat, gândindu-mă. Că și eu la rândul meu am trăit fără tată, cu tatăl la doilea, bă, copilul ăsta de la Dumnezeu. Foarte bine și l-ați crescut amândoi. L-am crescut amândoi. 5 ani de zile. Doamna a fost o mamă bună? Ca să vă dați seama ce fel de mamă. Vă rog frumos, dați-i un pic să scrie și ea bună ziua. Nu, nu toată lumea are norocul să meargă la școală din colite ca să fim mame bune. Aici să știți că mie nu mi se pare... Crescându-și copii și... Fără carte, nu asta este. Deci ea nu a... Ea n-așa știu să râdă, dar chiar vă rog să ne... Nu trebuie să râdeți de cineva care n-are carte. Copilul nu are nicio vină. Deci a fost o mamă bună? S-a ocupat de copil 5 ani? S-a ocupat de el, adevărat că l-a spălat, dar în schimb umbla cu el toată ziua de acolo până acolo. Domnule, eu vreau să știu dacă bateți copilul și dacă este maltratat copilul la dumneavoastră acasă. Nu, nu, asta e niște aberații. De soția care e la... Soția dumitale, actuala, bate copilul? Nu îl bate, dar nici să-l lase să se suie în cap cum e pe toți copiii. Și bate copilul, ce să mai... Nu-l bate. Nu-l bate, dar ce-i face? Îl surnește? Îl trage de urechi? Ce-i face? Domnul Căldăraru, stai să revenim la poveste. Deci la un moment dat... Astea 3 săptămâni, tati, eu nu mai vreau... O să aflăm imediat după publicii. Ni s-a alăturat și Mihaela. Mihaela, soția actuală a lui Laurențiu. E adevărat că aici a fost în pauza publicitară un pic de discuție mai aprinsă, pentru că... Iureș total. Iureș, nu? Ce se întâmplă, domnilor, între voi? Da, mai bine zis, Laurențiu, ce mascul alfa, vine una, pleacă alta, pleacă una, vine alta, o dai pe aia afară, vine înapoi cealaltă. A fost nebuneală la tine acasă. Ești între două femei, văd că se ceartă pe tine. Ce se întâmplă acolo? Nu, atunci afară a fost o neînțelegere între noi și asta e, dar nu a fost chiar atât de grav. Mihaela, bună seara! Bună seara! Ce ai de împărțit cu invitata mea? Eu chiar nimic. De ce? Pentru că nu am nimic de împărțit cu ea. Cum te înțelegi cu băiețelul? Foarte bine. Cel mic are acum 6 ani și câteva luni, 4 luni, da. Ok. Foarte bine. L-ai bătut vreodată? Nu. Nu pot să-i zic că nu i-am dat o palmă la fund dacă a greșit sau dacă am avut dacă ceva de învățat. Dacă e de aici, dacă e copilul chiar... Dar în rest nu. Să-l las putem să întrebăm copilul pentru că este minor și nu avem voie să intrăm în contact cu el. De să ce mi-ți, Mihaelu, că nu l-ai bătut? Eu nu ți-e rușine așa? Dar de unde știți dumneavoastră că l-a bătut? Locuiți cu ei? Copilul. Și un copil de 6 ani niciodată nu minte, tot timpul spune adevărul. Că doamna a zis că l-a altoit. Da, nu pot să-i spun că nu i-am dat o palmă la fund. Și Ana, de ce l-a dat cu capul de geam? Și eu curioasă. Ana, de ce l-a dat cu capul de geam? Ana, fata ta. Ficele, una de ce-i dă numai peste gura, Ana? E adevărat că l-a lovit? De ce-i dă numai peste gura? Eu nu știu de așa ceva. Deci din ce motiv l-ai pognit pe cel mic? Nu l-am pognit pe copil. Ba da, l-ai bătut. Dar nu pot să zic că... Cine știe, în tu timp de un zis an nu i-am dat una, tu să-ți bați copiii tăi, că tu nu te-ai chinuit cu copilul ăla. Tu să-ți bați copiii tăi. Eu ce ne zice? Că-l iubește. Tu nu este adevărat, doamna. Asta minte, femeia asta ea minte. Vrea copilul, ea e mamă de copil. Da, eu sunt mamă de copil. Eu l-am crescut. S-a lăsat un bătrân. Fă, eu l-am crescut. Atenție, ai grijă de copiii tăi. Tu ai grijă de copiii tăi. Tu ai grijă de copiii tăi, da? Aș vrea să intrați în coliziune. Vă rog foarte mult. Atâta timp. Ea zice că e mamă de copil. Cât a lăsat un bătrân infir,
bătrân, este vorba de tatăl lui Laurențiu. Și l-a lăsat să moară într-o mizerie de nedescris. Păi de ce nu spui? Cum vrei tu să ai grijă de un copil atâta timp cât ai lăsat un bătrân în cuier? Mai, vă rog foarte mult, vă rog foarte mult, Balan, Sorin, tu te rog, între ei, pe tine nu trece nimeni. Păi vedeți cum au... Vă rog foarte mult, dacă așa ai făcut trage mereu, alo, 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 pentru copilul meu, mă, tu-ți bași ăștia copilul meu, scârbat la ia vină încoace, vină încoace, vină lângă mine, vină încoace lângă mine, mai, nu mai vorbi așa, vă rog foarte mult limbajul, oameni buni, Sorine, treci între ei. Păi la o mamă așa de curată? Nu se mai poate așa ceva. La o mamă așa vreți să-i dați un copil de 6 ani? Păi vreau să-mi dau, mie vreau să facă lege pentru copilul meu. Doina. Pentru băiatul meu vreau să-ți facă lege. Dar pentru băiatul meu vreau să-ți facă lege. Scârba, dracu! Mai, limbajul, tăiați-i microfonul, vă rog foarte mult. Tăiați-i microfonul. Nu, aoleo! Mai! Nu știu nici cum să reacționez la așa ceva, pentru că n-am trăit asta. Sorine, băgă-te acolo între ei, te rog foarte mult! Eu, dar ce eu le-am încăierat? În cape pe canapea, așa domnul ne zice. Domnul Rotaru, descurcă-te cu ele, tată! Dar tu de ce le lași să se încaiere așa? Salvează-te puțin să discute. Da, acum crezi că te laudă lumea, sau ce? Nu are niciun drept asupra copilului. Ia, treci tu acolo, te rog. Tu n-ai niciun drept asupra lui el. Haide, Mihaela, vino lângă mine, Mihaela. Hai să ne liniștim. Da, bine, stai tu acolo. În legătură directă cu noi sunt și părinții biologici ai copilului. Hai să vedem ce au de zis. V-ați calmat? Te-ai calmat? Da. Se numesc Florentina Costache, George Iancu. Bună seara! Ce aveți de spus în legătură cu situația asta? Să rămâneți adormiță. Bună seara! Spuneți-ne, deci aveți un băiețel care acum are 6 ani și 4 luni. Da, și acest copil a crescut în această familie. Cum a ajuns acest copil la Laurențiu și la Mioara? Să rămâți așa sincer, mi-a spus, mă auziți? Da, vă auzim și vă ascultăm. Alo. Altă femeie a prigăt lângă. Vă ascultăm. Ia să spune Căldărarul. Da. Să spună Căldărarul și cu soția lui, așa, că noi eram pe fiare la fiare vechi, pe groapă, la Bulgarul, el știe destul de bine. Așa. Și munceam pe o ferie de pâine și o bucată de salam și încerea țigări. Ia întrebați-i, vă rog frumos. Vă aud. Și a zis că el nu poate să facă copii nici ea. Și am zis că stă, așa, și... Am zis că stă 20-30 de case și el nu face copii, ce am zis, lasă-mă că dacă este bine să joacă cu fratii, să-i sunt cu alea aproape amândoi, am zis, pleacă la grădință, pleacă la școală, zic, lasă că n-are ce, să aibă și eu pierd un copil. Deci asta a fost vorbirii mele care am zis. Și întrebați-l pe Căldăraru, vă rog frumos, când a plecat la spital, la municipal, că vă spun și etajul și toate astea, așa. Când a luat două pulpe lui Costache, Florentina, nici alea făcute, și a luat un pachet de vată de jos. De jos, când nici vată n-avea, lucra la salserv, ia întrebați-l la mătură, întrebați-l. E adevărat, confirmă Mioara. Și multe care, și de ce minte? Nu minte nimeni până una alta. Dacă nu, confirmăm la salserv unde lucra când a fost atunci. Păi da, confirmă, nu? Vă rog, cum a ajuns copilul dumneavoastră la această familie. Păi nu, adică ați fost de acord să-l înregistreze Laurențiu pe numele lui? Da, eu am zis că te-a zis că dacă el n-are copii și asta, că stă 20 de casă lângă mine, am zis, lasă-mă. Auziți, îl cunoașteți de la mine, pot să vă întreb și eu ceva, îl cunoașteți? Pleacă la școală, pleacă la astea. Am înțeles, îl cunoașteți bine pe domnul Căldăraru? Alo. Alo, îl cunoașteți bine pe domnul Căldăraru? Da, e din Buzău, da. Dat? Nu, îl cunoașteți bine de foarte bine, așa. Dacă murea de foame pe groapă și muncea la fiare. Am înțeles, și atunci de ce ne spuneți că Da. De atunci de ce ne spuneți că i-ați dat copilul de milă, că el nu putea să facă când el mai avea un copil? Dacă îl cunoașteți așa de bine, înseamnă că știați că mai avea un copil. Pe el așa bine, pe mine mă cunoaște cel mai bine. Habar n-avea, nu știa, domnul. Da, îl cunosc foarte bine, dar n-aș știu că are un copil și nu știu cu prima soție. Adică îl cunoaște V-ați interesat vreodată de starea copilului? Ce se întâmplă cu acest băiețel? A venit la mine în casa mea.
Alu, a venit la mine în casa mea cu ea, cu Doina, cu soția, s-a jucat cu copilul meu. Până s-au, i-a luat la gonă din curte, de la socră, din curte de aici, din Bulgariu. I-a luat la gonă din curte. Așa? Din curte, i-a luat la gonă. Așa. Da, și-au plecat. Unul a plecat pe la Buzău, unul... Ianuarie, februarie, unde a fost? Da, pe plecată Italia e? De ce minte că a bătut-o ăla? Dumneavoastră spuneți că minte, Doina, că a bătut-o ăla. Doina aminte. Ea a fost plecat în Italia. Dar eu v-am întrebat de copil. Copilul ăsta, aveți vreo pretenție la el? Vă interesează ceva în legătură cu acest copil? Nu mai poate să aibă nicio pretenție. Nu are cum să... La adio tu. Ascultăm. Domniță, știți care e problema? Dacă nu se poate, mi-l iau acasă. Mai pui încă o farfurie la băiatul meu și pa, la revedere. Să zică și doamna ceva, să zică ceva, care e doamna. Auzi, dă-i microfonul și doamne, că nu mai mănânci mâncare caldă în seara asta. Haide, zi, draga mea. Florentina. Băi, mănânc de aia rece. Bună seara, doamnă. Bună seara. Cred că m-a auzit destul de bine. Da, v-a auzit. Eu să știți că am urmărit și când mai a fost la dumneavoastră, la emisiune. Așa. Când ea a venit în casă, cum a spus soțul, când a venit în casă și s-a plâns de copil, de ce spune că am vrut să-mi abandonez copilul? Dar de ce nu se gândește sau s-o întrebați pe ea, cum ai puteam eu să-i duc copilul ei în casă? Cum ai puteam eu ca să mă duc să-i fac alocația la noi aici, la primărie? Cum ai puteam eu să mă duc peste tot cu copilul, cu certificatul și cum ai chemat la alocație, să mă duc să dau semnătură că n-am petrențe la alocație? Aha. Asta ați întrebat-o și pe ea, chiar și pe el? Că am plecat câte și trei la aici, la, nu la primărie. Doamna, aveți perfectă dreptate. Și la poliție, dreptate. Copilul registrat și peste tot. Da. Aveți perfectă dreptate. Așa. Vreau dreptate să vă întreb altceva. Păi, urmă, doamnă, că l-ați lăsat cu totul la familia asta. Dumneavoastră, când, mai aveți vreo pretenție de la când vi l-a luat domnul Rotaru, ați mai văzut copilul vreodată? Nu mai am, doamnă, niciun fel de petrințe, nu mai am nimic, îi l-am dat sănătos. Da. Nu, dar vă întreb, mai aveți vreo... Păi n-a venit, întrebați-o pe ea. Dar ați mai fost să vă vedeți copilul așa vreodată de când i l-ați dat domnului Rotaru? Cu alocație, aici, cu cât tot, a stat la noi aici în Bragadiu, nu, doamnă, l-am văzut zi de zi. Numai puțin.